autoritatea ironică. Salutare! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Indodi. Astăzi vom continua capitolul 6 din cartea Power and Market a lui Murray Rothbard. Cu capitolul, subcapitolul 11. Da, putere și coerciție. Dar înainte de a intra în detalii, o să vă rog jos în descriere să dați un like ca să ne placă la toți. Asta nu e în descriere, dar înțelegeți voi ce vreau să zic. Subscribe, vă folosiți de el dacă vreți să ne găsiți înapoi ușor. În descriere acum, dacă vreți să dați de alte locuri în care mai suntem pe net, puteți să ne căutați pe acolo, inclusiv pe linkurile de Crypto și Patreon, dacă vreți să ne căutați și să ne urați de bine. Tot în descriere găsiți și linkul la carte, cartea e încă în engleză, că n-a fost publicată în limba română. Bine, și despre ce ne vorbește Rothbard în subcapitolul ăsta? Despre diverse forme de putere. Și eu mi-aduc aminte că rămăseserăm la puterea economică. Și puterea economică de obicei e descrisă ca un om care are avantaje, are o poziție privilegiată, o companie care poate să aibă putere de negociere față de angajați, de exemplu. Ăștia ar trebui reglementați, frânați și chinuiți. Că prea au avut noroc. Nu. Ideea că n-ai, uite, să lucrezi sâmbăta, ăsta având putere de negociere, spate cer așa ceva, în timp ce legislația contracarează asta. Vine și, uite, îți dă drepturi. Asta e imaginea socialistă. Și acum, na, nu știu ce zice Rothbard, pe acolo ai putea spune că și muncitorul, de exemplu, ar putea fi un contraexemplu. Viitor are putere de negociere. Alt contraexemplu ar fi că puterea de negociere ți-o mai și faci. Deci nu. Păi asta, exact asta voiam să zic. Mi se pare că ajungi, că dacă descrii altfel pozițiile astea, ce observi din timp? Cineva e într-o poziție vulnerabilă de negociere, poate nu e cel mai fericit cuvânt cu vulnerabilă, dar mă rog, eu într-o poziție inferioară de negociere și te gândești, dar cum a ajuns acolo? L-a obligat cineva? Și e de văzut. Nu cumva au fost reglementări de la stat în care el nu putea să se miște, nu putea să angajeze în altceva, avea nu știu ce salarii minime, etc. Da, taxe mari și ai trei firme antelorman, știi? Nu fac față taxării și normal că acele trei firme... Eu cred că un răspuns al lui Rothbard e și ceva de genul că e cam egală puterea asta de negociere. Într-un schimb, părțile sunt... Există un acord, prin urmare sunt... Deci poți insista și pe partea asta. Ba chiar poți să le dai și dreptate să zici, mă... Da, de multe ori ești într-o poziție inferioară de negociere. Dar hai să vedem de ce se ajunge în pozițiile astea. Nu cumva ai avut niște așteptări nesincere, incorrecte, și ajungi... Păi eu mă așteptam că să nu știu ce, să facă politicul... Ceva ce mă așteptam eu. Nu, e vina dacă, nu știu, ai bătut mingea. Uite, ăla a învățat matematică, tu bătai mingea. Normal că l-a câștigă mai bine. Da, eu aș zice, hai să împingem lucrurile, știi, până la absurd. Că de-abia acolo se vede, că asta e și tehnica lui Rothbard, și de-abia acolo se vede absurdul principiului pe care încerci să-l explici. Ați fost vreodată la cumpărături flămânzi? Eu mă duc la cumpărături flământ și cumpăr prea multe. Nu știu cine da sfatul ăsta să mănânci înainte. Cum ar fi să reglementeze statul ca să nu mai fie puterea asta de negociere disproporționată a magazinelor față de cumpărătorii flămânzi, da? Să reglementeze statul ca la intrare tu să trebuiască să cumperi un covrig, să-l mănânci și doar după aia să intri în magazin.
Sau nu, să scaneze mațele, să vadă dacă... Da. Dacă nu v-ați prins încă că e absurd, e absurd. Nu, ideea asta că poți, uite, când vine vorba de sănătate, păi ăla profită de faptul că eu sufăr, știi? Păi da, și la mâncare nu e la fel, ăla nu profită de faptul că tu vrei să mănânci, că mor dacă nu mănânci, știi? Exemplu dat de Rothbard în carte era de faptul că muncitorii sunt obligați, forțați să accepte salarii mai mici sau sunt dați afară. Și Rothbard spune așa, de fapt, care e problema? Problema e că îl dă pe la afară, nu? Sau că nu-i dă salariul pe care îl aștepta. Exact, pe care îl aștepta individul. Și atunci, ce e de făcut? Zici, păi, trebuie să intervină statul cu forța ca să facă ceva. Dar noi știm următorul lucru, că statul, atunci când intervine, da, intervine cu forța, când obligă pe cineva, își folosește puterea ca să forțeze pe unul sau pe altul să facă diferite lucruri. Și atunci, cum e? Care e viziunea consecventă asupra lucrurilor? Că puterea asta disproporționată de negociere e de fapt violența care trebuie oprită prin acțiuni violente? Sau acțiunile violente în sine, atunci când sunt inițiate sine qua non, alea ar trebui oprite prin altă violență? Care e varianta care nu se rupe în două de contradicții? Deci, sunt un răspuns legitim, știi că le-ai chinuit și na, statul vine și salvează. Rothbard zice că ce face patronul e să refuze un schimb, nu mai vrea, a terminat contractul, nu mai vreau, domnule, nu mai vreau oameni cu ziua. Mi-am schimbat planul, nu contează. Asta e problema. Deci atrage atenția spre idei de schimb voluntar, dacă e voluntar nu obligi pe niciunul. Da, mi se pare că, uite, stânga în mod tradițional s-a bătut cu natura. Se pare că asta îi putea să o numești cumva o putere a societății, așa, fenomen emergent, ne batem cu natura, unii câștigă, unii nu câștigă. Și după aia aș formula, aș zice eu că ai o putere politică care e asupra omului și care n-ar trebui să... Și după aia ai puterea asta de cumpărare, puterea pieței, în care sunt lucruri voluntare. Așa asta vrea să sublinieze Rothbard. Dom'le, altă putere mai curată și mai sănătoasă și care te și informează despre ce e bine, ce se întâmplă în jurul tău, e asta în care se fac schimburi voluntare. Da, și Rothbard zice asta, că conceptele astea tind să fie neclare pentru majoritatea lumii, da, faptul că există două tipuri de putere, dar sunt complet diferite. Puterea omului asupra naturii este ceea ce ne-a ajutat să ieșim din sărăcie pe toți, da? Puterea omului asupra omului este ceea ce a existat încă din antichitate și, sincer, ne-a cam ținut pe loc. Și astăzi, în măsura în care ea este aplicată, ne ține tot pe loc. Uite, de exemplu, dacă ați zis bor mașina, că vorba aia e primăvară. Vestitorii primăverii. Asta este un exemplu de puterea omului asupra naturii, da? Da. La omului, bă. Nu, e un exemplu de puterea omului asupra naturii. Eu cred că și eu în vedere puterea asupra naturii, când mă gândesc la utopism, la socialist, că modificăm natura umană, modificăm realitatea, știi? Păi uite, există legi. Nu există legi. Adică și cred că pot, uite, prin coerciție putem regla fin natura. Pe omul egoist, păi să nu mai fie. Facem noi să nu mai fie. Las că să vezi ce o să-ți placă, da, cartofii. E chestia asta, da. Și tu, uite și la puterea asta de negociere, ca să, dacă nu mai avem ceva aici, să trecem și spre noroc. Deci Rothbard zice la un moment dat, mă, eu am văzut că, nu știu cum e cu norocul ăsta, dar am văzut că un noroc ăia care mai își muncea, știi? Am văzut că norocul vine spre ei. Ăsta ar zice că nu e meritul tău și s-a pierdut, a fost multă ceneală aici. Socialiști au scris o felă de studii prin care se arată că nu e niciun merit al tău.
Încă tendința noastră pozitivă era să zici, uite, meritul antreprenorului că a anticipat corect o cerere și a riscat capitalul, nu știu. Nu e frate nici, a lăsat taică-s-o de asta de bani și aia a fost. Dar taică-s-o a avut merit că i-a făcut bani aia? Da, da, se uite, uită... Da, da, stai că aici... aici. Și taică-s-o. Exact. Deci răspunsul unui rău ar fi că nu, nu e meritul. Deci el s-a născut cu skill-ul ăla de a anticipa și nu știu, nu are niciun merit. Doamne ajută ca să zic așa. Apropo de asta cu... Adică au dus obiecția mai departe și eu cred, scuze, bani. Și eu cred că răspunsul nostru nu poate fi decât ok, și dacă e noroc? Păi și răsoane mișto. Și care e problema, știi? Am auzit o glumă bună astăzi referitoare... mai deștepți. Referitoare la faptul că... Da, pe aia cu Sharon Stone am tratat un episod trecut la egalitatea între oameni. Vedeți episodul. Am auzit o glumă astăzi referitor la asta cu taxarea moștenirii. Principiul din spatele taxării moștenirii este că ăla n-ar trebui să beneficieze de banii părinților lui, da? Derivata directă din acest principiu este, deci asta spun progresiștii, da? Derivata însă directă din acest principiu este să te ridici prin mijloace proprii, care e fundamentul conservatorismului. Ah, very funny, da. Dar de ce zici că de ce ar de păi, prin ce altceva te ridici? Dar nu te ridici prin că dacă de la te stat. Dar de ce să te ridici? Că dacă te ridici o să fii tu mai deasupra altora. Nu, 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 nu. Nu, nu. Ce nu? Eu înțeleg ce zici tu. Eu zic, da, nu, înțeleg. Extra. Eu mă gândesc că răspunsul lor e ingenios, știi? E și la modă chestia asta cu taxarea. Da, e contrazic. Asta zice Vali, că contrazic. De ce se contrazic? Ce e contrazic? Păi, socialiștii spun... Deci dacă vor, așa. Când, atunci când conservatorii zic să te ridici prin mijloace proprii, spun cum să faci așa ceva, ești lipsit de inimă, cum să ceri așa ceva. Păi ok, dar când îi tai moștenirea de la tasul, nu asta îi spui implicit? Da, descurcă-te singur, basic. Să nu-ți vină... Să nu-ți vină pleașca. Subvenție. Îi lași totuși ceva, știi? Nu-i lași nimic. Lași. Taxarea îți propune să fie 100%. Îi lași acolo ceva. Okay, îi lași de semnță. Da, nu-ți ia 100%. Sărac deja. Pe principiu, ei ar vrea să-i lase să ia 100%. Ah, nebun la... A, în sensul ăsta al... A, înțeleg ce zici, că al self-made, de fapt. Da, da, să-i seama cum schimbă ei viața... cum să zic, previziunea asupra vieții, ei o gândesc într-un ciclu de viață. Ăsta câștigă ceva, se bucură, îl și taxăm și moare. Și la revedere, fiecare ciclu de viață luat de la zero. Păi, așa s-a îmbogățit lumea? Am făcut podul, exact. Am făcut podul, treceți pe el că trăiesc eu, când mor, jos podul. Sună un pic indian chestia asta. Și trebuie să vreți pod? Să vă faceți pod. Deci e o prostie, în loc să aduni capital și să-l fructifici. Nu că. Socialistul tâmpit. Asta e economic. Podul ți-l ia statul și după aia al nostru al tuturor. Da, da. Deci un argument. Dar și al nostru, de ce să moștenim? Nu, al nostru nu e la fel ca și individul, de ce să moștenim? Nu, 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 jos toate podurile. Îți spun că dacă un socialist ar fi în stare să aplice un principiu consecvent, ar avea o schimbare de personalitate. Un argument economic ăsta ar putea fi că la numai... Deci ei trăiesc cu senzația că dacă tu taxezi pe ăla, face încă... Nu face. Deci Bernie Sanders chiar asta crede, că la muncește la fel dacă tu iei 90... Deci, mi-ați luat? Păi stai că mă opresc. Nu mai face niciun pod, deci s-a terminat cu podurile. Nu. Stai, până... Noroc. Înainte de noroc. Deci, ai puterile astea. Puterile, mi se pare, că dacă vedeți cum se comportă domnii politicieni, și, mă rog, puterea, aș zice eu, că e ca o formă de capital, care trebuie creată, întreținută și apărată. Pentru că o să zică lumea, bine, bine, da, e adevărat că am eu puterea cumpărătorului și piața liberă ar fi bună, dar cine o să o apere? Păi fiecare trebuie să-și apere capitalul lui de putere în cazul ăsta. Și capitalul de putere al individului este exact că are creier și poate să aleagă. Nu poate să aleagă altcineva pentru el. Faptul că el se lasă condus de alții, o să mai zicem și
concluzii. Faptul că se lasă condus de alții este că a dat el puterea. Da, și el își... Și trebuie apărat asta, vreau să zic. Da, își subestimează forța. Uh-huh. Subestimează forța. Uite, era aia cu Tiananmen, cu tancul, știi? Nobody can stop this. Și ăla zicea, I am nobody, știi? Ăla care stă în fața. Nu-și dă seama omul de puterea lui, știi? Deci dacă lumea devine libertariană și s-a terminat cu CIA și cu toate tâmpenile astea. Deci nu. Terminat. Bine. Bine, pe termen scurt, el percepe în mod valid, că nu poți schimba, votăm acum pe 9 iunie și... Da, n-ai ce să... Eu am o problemă la asta cu norocul. Adică mie nu mi se pare că e corect denumit noroc. Dom'le, ai avut noroc în afaceri, ți-au ieșit lucrurile. Mie nu mi se pare că e noroc și mi se pare că ăsta e și argument pe care îl dă... El zice că skill-ul, deci tu ca să fii om de afaceri, asta a fost contraatacul lor ingenios, știi? Nu, tu te-ai, ăla Rockefeller și nu știu ce, s-a născut cu skill-ul ăsta, știi? Da, știu, dar noi pleașcă, nu, știi? Noi nu, cum să spun? Se taxăm și skill-ul. Eu nu l-am, el îl are, știi? El a avut noroc, așa s-a născut. Am înțeles, el da. El zice pe a muncit și socialistul zice nu, asta de a munci ți-a venit tot gratis. Asta, no! este o teorie despre natura umană, puțin apropiată de eugenism. Uh-huh. Și ea spune că e insuficient demonstrată. Nu, eu zic că e adevărată că oamenii sunt diferiți, știi? Faptul că oamenii, ce nu e adevărat ce decurge din asta, știi? Că dacă ăla are skill-ul ăsta născut, hai să-i luăm banii. Păi de ce? Eu nu decurge una din... Faptul că oamenii sunt diferiți nu i-a pus în contradicție. Adică ceea ce am spus eu poate să includă și faptul că oamenii sunt diferiți. Eu ce am spus este așa. Nu este nici pe departe demonstrat că e un skill înnăscut de a fi bun în afaceri. Iar că pe altă parte stângiștii zic că totul e creat, da, de societate. Asta e o altă, da, contradicție, da, în viziunea lor. Ei sunt mai mult spre... Asta e o direcție mai de anii 60. Ei sunt mai constructiviști, în sens că putem și... Da. Ca să nu mai vorbim de faptul că... Dar există... eugenism, că, pentru că o distribuție naturală, eu mă uit strict la cum e natura, știi? Mm-hmm. A, pe ăla are skill. Ia-i banii, păi, ăla pe din rasa, dă-i. I-am măsurat capul și nasul și a ieșit că are skill, da. Eu zic că are sens să vorbești de noroc. Uite, mergi pe stradă și găsești o bagnotă, știi? Are sens, știi? Chiar și ăla care primește plașca are sens. Da, noroc. Sau poți să faci un exemplu mai stat. Doi oameni care au două livezi de mere, da? Muncesc ambii la fel și în timpul unei veri, cel de pe dealul din stânga grindină, pică merele pe jos, celălalt nu. Așa. Marii, domne, hai să vină statul să ia de la ala care nu... Da, da. Vezi, aici e o chestie foarte interesantă, pentru că ei și spui în felul următor. E adevărat, ăla căreia i s-au stricat merele a avut ghinion, dar nu rezultă de nicăieri că ălalt a avut noroc. Da, 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 da? Că n-a avut ghinion. Asta e diotomia care mi se pare că e forțată. Bine, la asta poți răspunde că de ce nu și-a făcut chestia anti-grindian sau nu știu. Și sigur, tu semințe acolo. Poate. Și uite, poți să spui și altfel, dacă, de exemplu, puteau să-și pună amândoi acoperiș și anti-grindină peste merele alea, da? Dacă ploua doar la ăla din stânga, cheltuiala era justificată. Dacă la ăla din dreapta nu ploua, cheltuiala nu era justificată. A fost pentru un risc care nu s-a materializat. Dintr-o dată, cine are ghinion? Da, pe tema asta sublinează și Rothbard aici. Pentru că, hai să nu luăm chiar cazul ăsta mai extrem cu grindina. Sunt doi oameni care au afaceri similare și la unul intră clienții pur și simplu și la celălalt nu intră în magazin. Da, că poate i-a mutat ciucul, chioșcul 3 metri mai încolo și nu mai ajung clienții la el. Ceva. Și, Rothbard zice că e greu de izolat. Greu de izolat, da. Dumne, care cât din profitul lui X este cauzat... Este din datorită norocului și cât partea cealaltă ghinionului, știi? N-ai cum să... Cât e muncă, cât e noroc, cât e... Bă, da, și la asta, cum magazinul, zici că ăla care l-a făcut undeva unde e vad, a fost o acțiune, a fost noroc. Unul care l-a pus la mama dracu.
Păi poate, nu știu, e explicație de ce. Da. E. Și Rothbard dă exemplul, domne, dacă ar fi chiar așa doar noroc, atunci hai să ne luăm de cei care se ocupă cu câștigurile la jocuri de noroc, da, la casino, și să intervină statul acolo, cei care câștigă la jocurile de noroc să împartă câștigurile cu cei care pierd. Aiurea, te taxează pe tranzacție, nici nu se mai gândesc la... Nu, dar exact, nu le dau ălora care pierd. Dar ce îmi place foarte tare la Rothbard este că zice oamenii care se ocupă cu jocuri de noroc, jucătorii, nu vor să te bagi tu. Ei vor să câștige pe bune. Nu da. Să le dai tu pe mană. Acceptă jocul. Da, ei acceptă regulile jocului, de seama. Pentru că spune... Trăiesc riscul. Spune Rothbard, dacă toți participanții, fie că pierd, fie au câștiguri, își extrag o satisfacție din jocul respectiv de noroc. Da, e și plăcerea, adică e și plăcerea că pariezi la cursele de cai. Te mă gândeam dacă la cursele de cai el zice nu, că nu e doar noroc, e și un skill. Chiar face clasificarea asta. Da. Ce vreau să mai zic, și norocul ăsta, hai să zicem că unul e tare în politică, l-a prostit lumea, la nu știu, și aici pot spune că e noroc. L-a, a avut noroc, s-a născut cu skill-ul ăsta. Da, de... zici că și-a cultivat skill-ul. Da. Adică pot spune de Obama că a avut noroc. Că, că s-a născut... Că dacă n-avea discurs bun și astea și nu... Făcea banii aia. Uite, mică, din sămânța tatălui sau. Așa. Uite, mică chestie, paranteză, că Rothbard mereu subliniază și mi se pare că e foarte tare chestia asta, că, că tu ai zis, el are o plăcere, că joacă. Și nu vrea să-i te bagi tu în, în, în jocul lui. Și mereu zice Rothbard, de ce nu sunt luate în calcul tot timpul să măsoară bani? De ce nu e luat în calcul și leisure time sau plăcerile astea care nu sunt cuantificate în bani, în, în preferința de pentru, timp? Mă pentru că e foarte greu să le cuantifici și birocratul are nevoie de chestii strong and hard. Da, pentru că el este un robot. Analogia polițistului din intersecție. Există o problemă pe care socialiștii... Managementul traficului. Da, da, da. Asimilează piața liberă cu un haos necontrolabil și atunci trebuie să fie statul acolo în intersecție și să spună tu acum treci, tu acum stai și așa mai departe. Tu stai la roșu chiar dacă nu trece nimeni pentru că asta e regulă. Da, putem să luăm altfel. Hai să dăm o interpretare mai caritabilă decât cu asociază. Deci ei ascultă libertarienii, da? Și libertarienii zic despre ce e piața. Interacțiuni umane voluntare. Perfect. Și să duc și să uite, da, pe drum ce e? Despre ce e pe drum? Interacțiuni umane voluntare. Bun. Avem reguli de pe drum? Da. Cine le pune? Statul. Da, perfect. Să reglementeze statul și piața. Asta e argumentul. Și vine socialul și zice, mamă ce am făcut pe micuți. Da, dar asta apare și la liberalii clasici, la Hayek, asta că status de regulile jocului, știi, un paznic a regulilor jocului, la fel ca, da, regulile de circulație. Păi, e un argument destul de simplist și e atrăgător prin simplitatea lui. Deci ai o grămadă de oameni care zic că n-ai avea piață, deci nici piața agroalimentară, nici piața în general, n-ai avea piață dacă n-ar fi statul. Ar fi... Asta e replicat. Când spui tu, păi fără banii furați din privat, statul nu are bani. Și el răspunde nu, dacă n-ar exista stat, you didn't build that. Dacă n-ar exista stat să ofere protecție, n-aveai tu bani. Și atunci întrebarea care se pune prin regresie, apropo de chestia asta pe care a zis-o Costela din aur, întrebarea care se pune prin regresie este următoarea. Ce a fost mai întâi? Primul schimb de bunuri sau o ștampilă? A fost schimbul de bunuri, dar trebuia ștampila. Să fie ștampila. Da. Era, ștampila e civilizată, asta e pretenția. Nu dăceau în minte și liberalii clasici că aia nu e intervenție. Deci apărarea nu e intervenție. Și, doar, cum să nu fie intervenție?
Păi statul prin serviciile de apărare, prin drum, intervine în piață, nu e... Bun. Și cum răspunde Rothbard la obiecția asta cu... În primul rând, statul nu este proprietarul legitim al drumurilor. Ar fi bine să avem drumuri private. Și atunci haosul care se întâmplă, inclusiv acum, atunci când avem proteste, de exemplu, pe o stradă, este un haos arbitrar și stă în, rezolvarea lui stă în pixul unui birocrat. Duminică avem protest pe strada Magheru, după aceea, în restul zilelor, avem trafic auto, să zicem. O închidem Calea Victoriei și... Da. Sau jumate din drumul taberii. Sau închidem jumate din drumul taberii. Și atunci cei care se consideră proprietarii, da, populația care vrea să protesteze și dumneavoastră și eu sunt un plătitor de taxe și sunt proprietar asupra acestei străzi. Deci drepturile mele de proprietar sunt încălcate. Cei care sunt cu mașinile pe acolo, la fel spun. Dom'le, eu aș vrea. Este un conflict care nu se poate rezolva decât prin atribuirea acelei străzi unui proprietar privat și la poate să decidă ce se întâmplă cu strada respectivă. Hai să luăm puțin în pauză. Da. De fapt, două lucruri vreau să spun aici. Primul lucru este în felul următor. Că de atunci când vine cineva dintre noi, cum a zis Gabi acum, proprietarul privat, lasă-l pe el să decidă ce și cum se întâmplă pe stradă. Da? Și vine lumea și zice, cum? Dar o să ai haos, dar cum o să faci? Te dai jos din mașină la fiecare stradă să bariera. Arăți, să deschizi bariera, să faci, să dregi. Ați văzut cumva cum sunt în sistemele astea noi de navigație care sunt băgate, deci sunt în bordul fiecarei mașini, alea proaste, greu de updatat, da? Cum sunt acum de ți arată limita de viteză oriunde ești, pe ce drum ești, prin GPS? Da? Și crezi că nu pot să extinzi funcționalitatea asta un pic? Să fie și cu să îți transmită și să primească nu doar limita de viteză, dar și tariful. Să-ți ia automat banii. Să negocieze, să liciteze cu un AI acolo, să liciteze în dreptul tău, da. Să-ți ia și răspunderea civilă obligatorie. Păi cum obligatorie? Păi poate o vrea proprietarul drumului. Dacă da? O cere. Dacă o condiție, poate nu unii, e obligatorie. Poate unii o cer, poate unii nu o cer. Dar chiar deci nu e obligatorie, e sau... posibilă, e condiționată. Mi-a scăpat din formularea de astăzi, mi-a scăpat limba. Pe. Da. Dar poate să ți-o impună și o să discutăm despre impunerile astea un pic mai încolo. Asta ar fi prima fază. A doua fază, aș zice eu, ca să explicitez efectiv ce zice Gabi, că lumea zice, păi da ce, să decidă arbitrar. Care-i problema? Trebuie să luăm o decizie și... Oricare-i bună. Oricare-i bună, că dacă problema e să luăm o decizie. Păi bă... Ia să luăm o decizie pe banii tăi, ia dă-mi tu câte taxe ai plătit, așa, și eu iau decizia că vrei să pleci de acasă la ora nu știu care. Stai acasă. Curfew. Stai acasă. Cum? Stai, mai așteaptă o oră. Nu mult, o oră. Da, o oră în casă. Da? Ești cumva handicapat și te deplasezi doar cu căruțul, așa? Ai două săptămâni în casă că-ți repară ciucul, aleile. Aha. Păi cum, dar poate ai nevoie să ajungi la un spital, la ceva. Du-te-n pizda, măti, stai acasă două săptămâni că-ți repară ciucul, aleile. Ce n-ai înțeles? Uite, mă gândeam dacă poate răspunde socialistul că nu e... Deci care e argumentul Rothbard? Că piața îți rezolvă conflictul, că decide proprietarul și așa... El decide dacă ecologiștii sau șoferii sau care erau grupurile aia două... Dar socialistul poate spune, nu, că uite și ăștia sacrifică o parte, proprietarul poate, nu știu, ține că ecologiștii și s-o ține și sacrifică. Păi da, dar e voluntar. Așa, e drept. E voluntar. O să-l plătești. E legitim. Păi pentru stângiști nu e voluntar. Acum răspunsul nostru poate fi conflictul apare doar dacă, uite, de ce, uite, Ali are o portocală și de ce n-apare un conflict între mine și el dacă eu admit că e portocala lui. Dacă eu nu mai admit asta și cred că jumătatea e a mea, da, apare un conflict între noi. Ei, și acum, și trebuie să o rezolve statul, da?
Și statul ia portocala mea și o mai dă și lui Costel să o folosească. Da? Perfect. Acum hai să mutăm conflictul ăsta la neveste. Ok, e diferit. Da, e foarte diferit. Știu că, scuze, nu, am zis că femeia e proprietate. Nu, dacă să completez argumentul lui Rothbard, deci în apărarea lui ar fi că nu apare conflictul ăsta dacă oamenii își recunosc drepturile de proprietate. Deci nu e nicio problemă. De-aia nu apare conflictul. Corect. De socialistul zicea, păi apare conflictul și acolo, că l-ai sacrificat pe ecologiști. Și răspuns poate fi nu, dacă ei gând, își respectă astea de proprietate, nu apare așa cum nu apar în, la un milion de produse, știi, nu apar conflicte, că eu recunosc, admit că e mașina ăluia, deci nu... Da, da, apare conflictul și acum, pentru că atunci când un protest al sindicaliștilor nu este aprobat de către primărie, da, acei oameni se consideră nedreptățiți și zic, domne, ai ținut cu conducătorii auto sau cu altcineva. De? Deci și păi acum există această problemă. Păi acum există. That's the point. Acum există. Păi pentru nu. Că ei se consideră îndreptățiți. De-aia sunt nedreptățiți. Ca să nu mai dacă vorbim. Nu mă consideră îndreptățit la portocala lui Vali, nu o să mă consideră nedreptățit că el nu mi-o dă. Atunci când îi se aprobă și conducătorii auto zic, domne, ok, recunosc decizia primăriei de a acorda dreptul protestatarilor de a protesta pe Victoria. Ca să nu mai avem situație fără conflict. Da. Noi vorbim de situație în care ea se bat la aceeași oră, vin acolo și aia și aia cu mașină. Ca să nu mai vorbim de faptul că e o chestie pe care eu înclin să cred că e exploatată conștient. De luptă de clase de tip marxist. În toată Europa există clasa asta a șoferilor, care sunt noi chiaburi, și clasa asta a pietonilor, bicicliștilor, whatever, oamenilor care nu sunt, sunt cu transportul în comun, care sunt, domne, trebuie să-i facem, trebuie să le luăm. Cum? Ei au străzile doar pentru ei, să mai fie și pentru noi. Da. Și eu cred că primarii și restul jigodilor, Caciucu, care se apucă și închid un bulevard în plină zi, vinerea, când traficul în București e crimă. Da, că lumea zice, păi ce dacă nu era frumos fac... că s-au plimbat lumea? Păi da, să vezi ce s-a întâmplat în jurul... O fac special ca să... bancheze pe lupta asta de clasă să câștige niște puncte. Lasă că uite ce le-a tras-o, mă, ce le-a tras-o nenorociților ăsta. Da, o să vină și rândul vostru, nicio problemă. În comunism toată lumea murea de foame. Știți cine nu murea de foame? Nu voi. Clasa, da, de grei. Uite, mai ai o variantă la managementul ăsta al drumurilor și asta numai ca să putem să mergem mai departe, că o să... Putem să vizualizăm un complex de ăsta rezidențial care are barieră la poartă. Și te gândești, mă, drumurile dintre blocuri de acolo, ale cui e corect să fie ca palierele dinăuntru din bloc? Ale cui sunt? Ale proprietarilor. Ca și străduzile dintre blocuri, ale cui e corect să fie? Ale proprietarilor. Păi și trebuie să hotărască altcineva decât ei, care ei sunt un proprietar privat. Mă rog, sunt mai mulți, whatever. Ei poate să delege, poate să nu delege. E libertatea lor. Ei pot să hotărască în, și asta ne imaginăm, doar în cartieruțul, în complexul privat. Ce pot să se hotărască ei acolo? Noi vrem între blocuri să nu parcheze mașini sau să fie mașini pe trei niveluri. Putem să vrem să fie tot timpul piață volantă, așa vrem noi. Orice vor ei, poate să pună avioane cu motor, nu e treaba noastră. Și așa cum hotărăsc ei... După aia ai putea să te gândești și între quartale, între zone ale orașului. Și unde vreau să ajung este cine merge cu mașina, folosește sisteme de navigație. Îți place unul din sistemele alea de navigație? Ți-ai da mai degrabă traficul, managementul traficului și al drumurilor pe mâna unei app de navigație sau pe mâna statului? În app-ul ăla de navigație o să zică mă, ce vrea ăsta? Ăsta vrea asta. Să ajungă din A în B. Nici repede. Ăla nu mai e ce a fost. Păi pentru că se supune la reglementări. Da. 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 Da, dar în felul ăsta, cum o să mai dea ea țasa lui Anța telefon la Europa FM
să explice, dar luați, măi, mijloacele de transport în comun, că de asta am citit eu pe net și dacă 50 de oameni ar lua mijlocul de transport, nu ar mai fi 50 de mașini și ar fi liber. Na? Verde la trecerea de pietoni, mai e la fel. N-am mers cu transport în comun. Exact. A costat aglomerate, dar minte. Țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare sau subdezvoltate. E problema că... Uite, vezi ce a făcut corectitudinea politică de nou? Da. Nu mai pot să mai spui că sunt subdezvoltate, nu sunt în curs de dezvoltare. Dar poate ei vor să regreseze. Poate vor să fie mai simpli. Și tu îi consideri că regresează și... Problema pe care o atacă aici Rothbard este că socialiștii spun, dom'le, piața liberă, laissez-faire-ul, nu merge nici colo, nici dincolo. Pentru că când este prea dezvoltată economia, e complicată, e un... numai statul poate să o dirigeze cum trebuie. Dincolo, când este într-o stare prea primitivă și simplă, lucrurile sunt... Sunt de pe un simț, atunci nu e suficient de dezvoltată și tot trebuie cineva să o ridice la un nivel mai dezvoltat. Și asta îmi place încât zi. Niciodată nu este un timp potrivit pentru laissez-faire, când Rothbard spune, dom'le, laissez-faire-ul va regla toate mecanismele și într-o parte și în cealaltă. Ideea e ce e mult strică, ce e puțin, nu se ajunge, cam asta e. Pentru mine cheia la chestia asta este că unele țări sunt considerate destul de dezvoltate și acolo intră reglementările alea în care zice, gata, vă ajunge, unde vă întindeți? Numai lasă-i și pe aia să ne ajungă din urmă și după aia stăm pe loc, că noi suntem deja dezvoltați. Ăia țările care sunt, nu noi, dar mă rog. Asta e altă... Spune o limită și nu, lumea nu vede. Păi sunt, ce îți lipsește? Păi dacă vorbim doar de nevoile din trecut, da. Dar gândește-te că o să ai nevoi când vezi că ai o nevoie nouă și nu te lasă statul, o să zici, păi trebuie să ieșim în stradă. Când puteți păi, că distrugi ecosistemul ăsta, e limitele creșterii. Cu tot o ții așa. Da, asta e... Inclusiv la și la dezvoltare, când să zicem că domnule, ar trebui ca Burkina Faso să ajungă la un nivel nu știu de care. Burkina Faso parcă stă bine, nu? Sau nu? Nu știu. A, nu, Botswana. Sper să fie peste America în curând. Ideea este că ai o imagine, domnule, ar trebui să ajungă acolo, dar nu trebuie să ai nicio imagine, domnule, economia nu trebuie să ajungă undeva. Da? Asta este o perspectivă de tip istoricist, de asta pozitivist, este un țel, o direcție a istoriei și acolo trebuie să ajungem. Nu există nicio țintă. Da, pot spune că unele sunt împărtășite și ei vor să scape de sărăcie. Acum întrebarea e cum... Iar argumentul lor e că îi dai un bobărnac economist. Da, merge prea, merge încet. Nu. În timp ce aia l-altă, e prea complex. Da. Prea merge repede, știi? Te supraîncălzește. Da. Nu. Schimburile voluntare nu sunt nici despre un anumit stadiu de dezvoltare al economiei, nu sunt nici despre un nivel al sărăciei, sunt pur și simplu voluntare, da? Dacă ei vor să schimbe doar lapte de capră cu fasole și nu vor zgârie nori, nu trebuie să le impui tu internet și alte aspecte ale civilizației. Mamă, dacă te gaze cu efect de seră scot din economia asta. Da. Bine, asta, uite, asta cred că deodată încearcă să se diferențieze de Mises. Mises ar spune, ok, lumea cam vrea alea, vrea blugi, vrea nu știu ce, puțin sunt asceți și care să stea prin peșteri și omul așa cum știi, vrea chestiile alea. E, statul și natura omului. Da. Adică socialiștii stau la oraș, nu-i vezi, știi, să ducă dracu, știi, să... la țară și... Nu, acolo ar trebui să muncească și... Deci nu ecologiștii n-au headquarter-ul, nu, la Washington, știi, deci... Aproape de centru de putere? No, de surpriză. Statul și natura omului. Natura omului. Natura omului, în viziunea Aristotel și Platon și a lui Tomistă, se pare,
este că este un animal social și deci trebuie să aibă stat. În afara statului nu poate funcționa. Și Rothbard spune, domne, nu este așa. Îmi confunzi partea socială cu partea etatistă. Statul nu este societatea. Da, da. Statul nu este societatea. Statul este un elefant care deranjează în societatea oamenilor și distruge sau impietează relațiile de bună conviețuire între oameni. Natura omului nu include statul. Și a prins argumentul ăsta, non sequitur ăsta de la stat, a prins. Ca și ăla cu apărarea, știu, mă întrebam și asta, cât de socialist sunt oamenii, nu? Tindem să spunem că da, sunt. Când era studiul ăla cu tinerii, sunt de stânga, făcut de World Vision, eu ziceam la mișto, e bine dacă ar fi așa, știi, că doar 75% sunt socialiști. Dar întrebarea e și ce... Uite, când vorbim despre malpraxis, o acuzație, malpraxis medical. O acuzație e că medicul nu e explicat lui să înțeleagă despre ce e vorba. Trebuie să explice în cuvintea lui, uite-te, tai și se întâmplă cu tare și cu tare. Acum mă gândesc și, uite, facem o Constituție, o ratificăm. Păi știe omul ce e o Constituție, știe ce e stat. Deci, dacă facem un sondaj, știi oamenii ce e la un stat? E posibil, da, el să înțeleagă societate sau să înțeleagă, nu știu, apărare sau nu știu ce. Sau în mintea lui să fie că fără stat n-avem educație, deci chiar să fie. Adică protecția consumatorului ar trebui și aici să intervine. Domnule, ăla știe, a votat în referendum. Știi, a înțeles despre ce e vorba? Uh-huh. Că la un contract cu o bancă ne pune problema. Domnule, ăla chiar a înțeles contractul. Da, a înțeles despre ce e vorba? Ce... Aici a înțeles, știe ce e o Constituție? Știe ce e la stat? Ar trebui să nu ratifici, să zici nu. Nu. Omul n-a înțeles ce e la stat, nu știe ce e Constituție. Pe linia asta... Nu are consimțământ. În favoarea lor ar putea poate fi n-are că omul vrea să, de exemplu, să fur bogații, știi? Și zici că asta e socialism. Ar vrea ca statul să fure. Dar uite, pe definiția statului ca monopol pe al apărării pe un teritoriu, nu știu dacă... Adică dacă îi pune întrebarea, vrei un provider unic, nu știu care să te forțeze, sau vrei mai mulți? Asta să fie întrebarea de pe buletin. Vedem ce votează oamenii, știi? Sau să-i zici, uite, taxare, nu știu ce. Vrei taxe sau nu vrei taxe? Întrebarea ta este mult mai apropiată de înțelegerea omului, care omul de rând, apropo de unde pe spectru, că dacă e să nu înțelegă nimic, nu înțelege nimic. Dar e mult mai de înțeles pentru un om un contract. Dom'le, eu mă înțeleg cu tine, scriem aici, semnăm, eu îți plătesc nu știu ce, tu îmi faci nu știu ce. Asta e mult mai pe înțeles omului. Deci dacă ai lăsa să hotărească oamenii și ai și formula-o așa, nu că lumea ar zice, da, vrem cu contracte, da. Nu e sigur, nu, omul poate să zică nu, e de acord să folosească violența dacă îmi dă nu știu ce, știi? E da. Și atunci poți spune cu inima împăcată, da, domnule, e socialist, adică ar trece de... Da, dar așa e posibil să fie o varză în capul lui, știi, să nu... Dar nu numai oamenii simpli au această varză în cap, ci și... Un autor pe care Rothbard îl menționează aici, Heinrich Roman, statul în gândirea catolică, așa, și care face confuzia atunci când încearcă să găsească argumente pentru existența statului în natura umană, tot timpul face referire la faptul că omul este o ființă socială. Bravo lui! Ca și? Are o confuzie, asta e. Rothbard îi menționează aici și dacă vreți să citiți despre statul în gândirea catolică, ar face Cuti sau Bazil, cred că s-ar băga la statul în gândirea ortodoxă. Să vedem. Da, întrebare ce în mintea lui asta e, că mi se pare că prea ușor concedem nu știu. E, și atunci când spunem ca să și dăm problema asta de gândire. Da, când zicem, domne, societatea nu e stat, da? Hai să o luăm așa, simplu, demonstrativ. Ați cunoașteți concepte de societăți care nu sunt stat? Păi sunt comunitățile astea
în special religioase, care încearcă să se izoleze de restul societății. Acolo să zicem că vor să fie stat în stat. Poate că au reguli, le impun. La aderă toată... voluntar, deci acolo nu este, domne, dacă vrei să vii, mai întâi te pregătești, vezi că sunt regulile, dacă chiar vrei, uite aici, semnezi. Nu, eu cred că societatea rădbartiană înseamnă totalitatea schimbărilor voluntare. Deci dacă luăm România, societatea română e compusă din totalitatea schimbărilor voluntare. Ce e statul? E un monopol pe piața serviciilor de apărare. Da, statul România e stat. Da, avem în paralel, deci avem și societate și stat. Atunci când eu mă duc la piață și cumpăr pătrunjel, eu avem o societate, da? Un om și un cumpără pătrunjel sau mă duc la un concert, așa. Mai este și statul ăsta, bădăranul ăsta, care ia să iau de acolo, ia să mă duc acolo, ia să fac așa, care e omniprezent. Uite, eu aș extinde în viziunea mea, ai o grămadă de societăți. Deci ai gașca de băieți care au mașini modificate. Și pentru mine aia sunt o societate. Aia se întâlnesc voluntar, fac schimburi între ei, au concursuri, treaba lor. Ei sunt o societate, nu prea ne încurcă pe noi. Dar ce mi se pare foarte tare la ce ai zis tu, și nu știu dacă așa e, dar mie îmi place și mi se pare, că de obicei lumea zice, când se gândește la societate, te gândești la niște indivizi. E o colecție de indivizi. Bine, dar ce fac ăia? Că dacă stau pe loc, toți, prin absurd, într-o reducere de asta, ei nu sunt o societate. Mi se pare că dacă te gândești la societate ca doar colecția de schimburi, îți schimbă cu totul privirea și nu mai sunt colecție de indivizi, ci o colecție de schimburi. În Anglia mi se pare că erau invitate societăți. Societatea de geografie, societatea oamenilor de știință, societatea doctorilor, societatea tenismenilor. Bine, ai puteai să zici că este așa un fel de agenția, tralala, sau... Dar sunt tot fel de cluburi care... Erau da. Cluburi care yes. Erau private și... Nu este societatea bărbaților cu joben. Bun. Astea fiind spuse, mai adaug eu o societate. Eu tot așteptam să văd dacă apare sau nu apare. Societatea francmasonică. E stat sau nu e stat? Deci mai faceți parte din ea sau nu faceți parte din ea? Atenție la teoriile conspirației. Da, zice că nu e CTA cu forța sau ce. Cred că intri voluntar în asta. Dar după aia nu intri, de fapt. A, nu se iese, de fapt. Aia. De intrat după aici, dacă intri, nu mai ești. E ca în Hotel California. You can check in, but you can never leave. Bun. Drepturile omului și drepturile de proprietate. E frientă de la fix. Da, eu aici aș zice așa că de altfel și episodul ăsta o să se numească drepturile omului de proprietate. Punct. Am discutat subiectul ăsta când am discutat manifestul libertarian. Deci Rothbard aici polemiza cu chestia asta stângistă că nu, drepturile omului sunt alea cu free speech, drepturile de proprietate sunt alea cu fabrici, le... Deci materiale le plăceau lor, le lăsau. Uite, gay marriage, ține drepturile omului. Hai să zicem, nu știu, o chestie cu TVA, cu... Nu, alea se țin de... Și na, uite, Rothbard dă exemplu ăla cu Crispy sau ce, parcă vreo două. Da, Crispy. Da. Mă rog, pointul lui e că nu trebuie să creezi o de-asta separată de drepturi. Dreptul la liberă exprimare ține tot de drepturi de proprietate. Ai voie să te exprimi pe platforma ta. Contraexemplu era ăla cu teatru, că, ba nu, uite, există o limită a free speech, că strigă unul foc într-un teatru, se bulucesc aici. Dar zice, nu, trebuie să o analizezi tot prin prisma drepturilor de proprietate. Pentru că dacă ăla strigă, încalcă dreptul proprietarului, dacă proprietarul poate spune că e fraudă față de consumator, știi, dacă nu calmează pe ăla. Și de aici restul de variante, pentru că nu le dar mai... Ideea e că nu sunt... Da, eu aș spune aici Robert se mai oprește asupra unui lucru care mi se pare important. E vorba de felul în care îți construiești viziunea asupra lumii. Dacă îți construiești viziunea asupra lumii bazat pe drepturile omului și te rostogolești cu drepturile omului, cu drepturile omului și dai de decizia asta a judecătorii Rimi și acolo, dintr-o dată
nu mai poți să mai plimbi drepturile omului în absolut. Tu poți să spui, păi nu, că drepturile omului sunt mai tari. Premiza care, contradicția care e? Drepturile omului sunt deasupra democrației. Nu putem să votăm să îi întemnițăm pe roșcovani. Nu putem, că drepturile omului ne opresc. Da? Și după aia mergi 5 minute mai încolo și spui, domne, dreptul tău, drepturile omului, dar mă înțelegi, nu poți să intri la cantină fără certificat verde, că nu se poate. Că statul zice că nu se poate. Sau trebuie să plătești taxe. Da. Sau ceva. Exact. Restul de prostii. Și da. Dintr-o dată zici, păi drepturile omului sunt mai presus de... Dar nu sunt mai presus de... Și cum... Cum înrotunjim acest pătrat? Cum rotunjim acest pătrat? Nu, la alea cu certificat tu te salva. Îți păstra drepturile omului. Nu, nu. Doar pe unii. Descrierea poziției socialiste, știi? Cred că îți salvează. Doar pe unii. Te salvează, da. Dreptul la viață ți-l... Doar pe unii. Care e mai presus de toate, bineînțeles. Doar pe unii, nu și pe ceilalți. Cât se poate, știi? Păi, asta ziceam și noi, cât se poate. Da? Și îți subordonezi, ajungi la o poziție din asta în care subordonezi drepturile omului la noțiunea de public good. Public good, pentru cine a văzut filmul. Da? Ok. Nu știu cu ce era. Un film pe care, n-am apucat noi să-l punem la filmele libertariene e Hot Fuzz. Da. Și tot așa, un alt film pe care n-am apucat noi să-l punem la filmele libertariene, dar care merită văzut, World's End, din același punct de vedere. Ok. Pe când, acum să o spunem și pe aialaltă, pe când... Dacă o iei viziunea rothbardiană în care nu există decât drepturi de proprietate, ce să vezi? Te rămân absolute. Adică ai beneficiu că îți construiești o viziune asupra lumii care rămâne coerentă intern, fără nicio regulă care să se contrazică, fără nicio negociere. Fără excepții. Fără excepții. Asta pare contraintuitiv pentru că noi folosim și definiția asta comună, dreptul de a face ce vrei. Asta înseamnă libertate. Când sunt liber, când fac ce vreau. Ei, nu ăsta e conceptul libertarianism. O mică, mare modificare în libertarianism e dreptul de a face ce vrei cu proprietatea ta. Asta e diferent. A, păi poți să strâng pe ăla de gâști și le spui, nu, tocmai înseamnă că nu poți. E proprietatea ta? Da, gâtul ăla nu e. Mâinile, da, sunt proprietatea ta. Gâtul ăla e proprietatea aia. Da. Bun. Și aici, în coada capitolului, mai e un appendix în care se ceartă el cu profesorul Henry M. Oliver. Despre axiomatic. Chestia axiomatică. Acceptate expresia lui Spencer. Spencer, legea lui Spencer cu omul e liber să facă ce vrea atâta timp când nu rănește pe altcineva. Rothbard spune aici, domne, trebuia fără partea a doua, fără să rănească. Redundantă expresia respectivă. Exact ce am discutat și eu, dar pare că decurge, știi? Uh-huh. Tendința ta e să zici, aolo, decurge tocmai că am voie să-i dau lea în cap, că am drept să fac ce vreau. Nu! Auzi, decurge că nu! Decurge. Micul joc de cuvinte, din cum am auzit-o eu, merge în felul următor. Când te-a pus să hrănești pe unii, asta e pentru socialiști. Te-ai pus să hrănești pe unii, dar trebuie să ai grijă să nu-i rănești. Nu, ideea este că aici pare rău, spune, că tu spui multe cuvinte, cu atâta așa te pot răstălmăci cuvintele, știi? Și să... Harm, ce înseamnă harm? Ce înseamnă să faci rău cuiva, știi? Nu se pune în poarta mască, îi faci rău. Da, pointul lui e că e mult mai clar termenul de agresiune, care înseamnă inițierea violenței fizice, modelul violului, de exemplu, lovesc pe cineva, deci nu, harm e mult mai nu, nu-mi place un film, știi? Păi mi-a încălcat regizorul libertatea, că nu mi-a făcut filmul ăla și a răspuns, harm, mi-a produs un harm, uite, îmi pare rău de banii dați pe bilet.
Nu, nu mi-am călcat dreptele de proprietate. Mi l-ar fi încălcat dacă mă lua de pe stradă, mă băga în sală și mă ține acolo. Am portocala mecanică să văd. Adică e prea vag. Aici e clar, polemizează cu stângismul, care n-a are chestia asta de microagresiune, de, nu știu, te apărecle cineva, nu știu, te... E drept să intervină CNCD-ul să-ți dea o amendă că... Când, apropo, tradițional, societățile locale se ocupau de chestia asta, ori acceptau, ori nu acceptau și îl puneau, îi ziceau lui, băi, nu mai zici așa, că, mă rog, moral la noi nu se face. Pe când dacă ai pericolul ăsta moral în care cineva se ocupă, nu, restul nu se mai ocupă, că l-așteptăm pe la mare și după aia dacă nu face, whatever, schimbă-i pe aia la 4 ani. O... Argumentul lor e tot așa, că oamenii sunt proști, hai, barem să vindecăm de rasism și să-i împingem în direcția asta și cu timpul să... Polemica despre libertatea de a încheia contracte. Dacă eu cu Vali închei un contract prin care Vali se obligă să... Să spune... Eu am libertatea de a încheia acest contract? Calc dreptul de... Sau... Își dă în petec aici. Dar eu sunt, adică aș cam fi de acord cu el. A zice că e în contract, Bloc spune că e nelegitim. Contractul de Hitman e nelegitim. De ce? Că e o agresiune, știi? Răpătind să cred că ar fi de acord. Da. Pentru că nu intră la amenințare iminentă, știi? Da. Doar a însemnat, nu a însemnat să-l omor pe ăla, știi? Da, și să zicem că Hitman nu face nimic. Da. Unde e o discuție, e amenințarea? E o discuție. Păi asta e întreba, că o poți asimila, știi? Am semnat ceva, intră deja, ne apropiem de așa sau... A văzut intenția. Mai târziu, da, când ajunge la... pentru o nouă libertate acolo în spate, da... pe care am făcut-o, o găsiți pe canal, Rothbard leagă de contracte problema enforceabilității, unde, care e aici în discuția asta, nu apare deloc. Și anume, singurul motiv pentru care ne preocupă contractele în sine este, de fapt, ce se întâmplă atunci când nu ne mai înțelegem. Da? Deci dacă eu și cu Gabi am făcut acest contract să-l omor eu pe Alex, da? Problema se pune din punct de vedere al enforceabilității. E enforceabil așa ceva? Gabi mi-a dat niște bani. Îmi creează mie acest lucru obligație să-l omor pe Alex? Cum vine chestia asta? El a cântat ăla la nuntă în care nu vine. Îl obligi să cânte la nuntă sau trebuie să dea ce scrie în contract? Trebuie să ai... Dacă e contractul valid, nu știu dacă o pune el... fără nimic, chiar așa discuția. E mai degrabă extensia noastră, dar zici, ar trebui să fie de acord, știi? Ce? Rothbard. Da, dacă nu-l omoră pe ăla, să-ți dea... Să-ți dea banii înapoi. Da, să-ți dea banii înapoi. Să-ți dea banii, știi? Da, sună neintuitiv să zici, aolo, păi, după ce că nu l-a omorât, cine a pus să semneze? Da, păi, e o discuție, e o discuție, e o discuție fundamentală, da. Teoretic, ar putea spune că nu pot eu să-mi creez o obligație să agresez pe altcineva. Da. Asta ar fi pushback-ul la nivelul ăsta. Pe de altă parte, tu poți să scrii absolut orice pe o foaie de hârtie, să o semnăm amândoi, dar la enforceabilitate... Acolo e miezul și a zice că de asta problemei. A zice că de asta o pune problema legată așa în Foreign New Liberty. Pentru că aici e simplu. Poți să scrii orice, nu te oprește nimeni. Mă tot gândesc dacă ai putea, și nu vreau să lungesc pe subiectul ăsta, dar mă gândesc dacă ai putea să asemeni, că nu e același lucru, cu alte lucruri care sunt mult mai clar amenințări. De exemplu, ai un câine de atac, îi zici atacă-l. Și câinele iminent, nu face nimic. E iminent, asta e discuția. Da, exact. Dar așa nu-i poate semnă exact. Și nu e nicio iminență, știi? Da, deci... da, da.
Da, sau să zici peste 5 ani, și cum că ai mai zis. Că dacă și-au semnat, poate e ceva acolo, știi? Da, practic s-a pus ceva în mișcare. Da, chit că un contract se ridică peste 5 ani. Mă rog, da. S-au condiționat de... S-au poți provoca și mai mult asta. Dom'le, până la urmă, cât contează și iminența asta? Da, dacă e peste 5 ani. Poți spune că e devine iminent atunci. Așteptăm. Da, pentru că ce vrem noi aici să delimităm, de ce avem discuția asta, e pentru că altfel ajungi pe un tărâm din nou neclar al intențiilor. Pai, dar de ce mi-ai zis așa? De fapt, ai vrut să-mi faci o microagresiune. Întrebarea că se întinde libertatea umană și Rothbard, na, fiind libertarian, crede că foarte mult. Adică inclusiv să semnezi o chestie că omor pe cineva. Foarte mult. Adică tu nu comiți o agresiune decât când te apropii de ala. Păi poți să, pur și simplu poți să... Și care poartă o zvastică, știi? Gata, mâine ești al doilea Hitler sau ceva de genul ăsta. Nu. Nu știi ce poți spune de opuș? Tu ai de scrie un bloc? Și nu era, scuze, Gabi, da. Nu era... Dom'le, de ce să nu interzicem pe criterii strict libertariene armele de foc, știi? De ce să nu le asimilăm unei amenințări? Și rezolvarea, mereu este că un proprietar poate foarte bine să zică la mine pe proprietate nu intrați cu arme. Deci nu faci o chestie generală în care unii preferă să intre cu arme și unii preferă să nu se intre cu arme. Îi lași proprietarii să aleagă și n-ai dreptul absolut. Adică e suficient asta? Poate fi, nu? Poate fi. Da. Da, interesantă și obiecția aia, știi? Tendința noastră e să fim pro-gun, fără prea multe discuții. Dar zicea, nu, pe criteriul vostru libertarian, dacă știi că ăla e... Da, uite, crește iminența, da. Ăștia da, cu stângiștii care tot dau înainte cu free speech, oriunde și oricum și nu știu ce, știi? Da, care stângiști mai dau așa? Asta e că în ultimul timp... S-a dors, deci nu... Cum se împacă cu noile impuneri din astea de... Păi ei vorbești, e simplu, singurul stângiști... Cum se rezolvă contradicția, adică sau este, au renunțat la... Este simplu, nu, stai... Drepturile omului, ba, drepturile... Exact, un singur stângist a mai rămas consecvent... Exact, pe free speech, Chomsky. Atât. Parcă mai e cineva, nu? Parcă mai era. Acum free speech-ul nu mai e o problemă de stânga, e o problemă de dreapta. Stânga iubește ateia, cenzura. Okay, ateia, nu știu care mai sunt. Actorul ăla sau... E Dawkins? Care au mers pe Dawkins și Stephen Fry? Sau, nu știu la ce te referi. Ăla din Monty Python. Cleese? John Cleese. Nu mai știu, dar mă rog, ideea e că na, stângiști cu state vechi au simțit nevoie da, să... Da, ei acum sunt... Victime. Sunt înlabeluiți ca fiind de extremă dreapta. Da. Da. S-au dus pe partea ilaltă a cercului. Extremele se ating, haha. Nu cred că se ating, dar mă rog. Mă rog, dacă ne apropiem de concluzii... Nu, mai sunt, mai rupe ăsta aici niște... Lăsați-l pe Oliver, că mai citește și lumea. Până sunt argumente... Da, Oliver, nu știu dacă da, mai exact. Ceva mai de... Mai era cu income-ul, cu venit. Mai era ceva legat de income. Bine, Gabi, să trecem și prin... Dacă simți nevoia. Nu. Chiar e... Nici sare că Oliver ăsta n-aduce mare... Mă rog, era dreptul, era dreptul la un income, că omul are un drept la un income dacă nu știu ce, dacă face o activitate. Rothbard o demontează în felul următor, zice, tu nu ai dreptul la un income, tu ai dreptul la ceea ce obții prin cheltuiala energiei tale pe care ai făcut-o, pe care o deții. Ce obții de acolo, aia îți generează. E de fapt un drept de proprietate și ăla, nu e la creon, adică dacă faci o prostie, faci un creon, nu-l vrea nimeni, tu n-ai dreptul la un income. Să-ți dea cineva banii. Nu, stai cu el acasă. Ai dreptul la el, adică. Da, că ai depus energie în a-l crea. Exact. Bun. Concluziile. Una din concluziile mele, după ce am citit concluziile lui Rothbard, este că, uite, de exemplu, statul, oamenii, stai, hai să o luăm invers, oamenii vor să fie apărați de
înșelătorii și rele în general, quasi term așa. Da, și ce au făcut? L-au lăsat pe stat, statul a simțit, gașca de conducători a simțit chestia asta de mult din istorie și a zis, stați că ne ocupăm noi. De ce se ocupă statul până una alta? Păi se ocupă de bunuri și de servicii. Toate sunt reglementate de te doare capul, nu mai știi cum ar fi pe piață, că așa este, asta e mediul de stat. La unele țări e mai mult reglementat, la unele mai puțin, dar toate sunt reglementate. Mă rog, unde a mai rămas să intre statul? Ce mai reglementează ca să fii în siguranță? Păi gândurile. Să nu se mai ajungă știri false, să nu se mai audă conspirații. Te apărăm și de astea, le închidem și pe alea. Da, zice că sunt vechi astea. Poate contextul în care se poartă discuția cu ei aici, cu nu știu ce e nou. Dar e inchiziția, adică nu e... Mulțumesc, exact asta vreau să spun, da. Pentru mine a fost așa. E aceeași mărie cu... Da, da. Deci inchiziția neo-inchiziție. Da? Altă formă de blasfemie. Atunci era blasfemie, că nu știu, ziceai nu știu ce. Acum mai e blasfemie, blasfemie fake news. Da. Mă rog, e mai mult, cred că... Ba nu, că și atunci era argumentul că se duce dracu societatea, știi? Dacă vin protestanții, s-ar zice praful, la fel și aici. Da, dacă vin... Cine? Suveraniștii, știi? Tot așa, știi să... Uite, de exemplu, o chestie foarte tare de fake news. Știți că foarte recent a fost Trump condamnat, da? Și mă uitam la niște reportaje în care spuneau cum reacționează Trump la condamnare și pe Bloomberg îl vedeai pe Trump vorbind în spate, tot povestind, și peste el vorbea prezentatoarea care îți spunea cum a reacționat Trump la... Păi lasă-mă, hai de cap meu. Fără să poți să-l auzi pe el efectiv să vezi ce zice. Îți făcea schizați, dar da. Tot ce trebuie să știi. Și care o fi fake news-ul? Știi, ăla din gura calului sau ăla din gura iepei? Ăsta e jurnalism adevărat care îți dă rezumatul, nu stai să... O formă digerabilă. Da. Una dintre concluziile pe care încearcă Rothbard să le impună este faptul că economia e o chestie tehnică, vorbesc despre niște adevăruri care au existat de la începutul timpului. Nu e o chestie legată neapărat de business. Da? Nu e omul economistul, nu e un manager, un tehnocrat. Nu e un tech, nu e... Nu e un om de afaceri. Da, exact. Ăla e, aia e alt categorie. No. Așa e economistul mainstream, eu, un tehnocrat. Da. Deciziile de a intra în afaceri, de exemplu, alea de care ziceam eu acum că nu sunt neapărat chestii, factori legate de noroc, nu sunt nici factori legate de economie, e pur și simplu e din altă zonă. Asta ar fi una. A doua este premiza morală, care el se râcâie un pic cu Mises, mult mai puternic în Etica Libertății decât aici, în care, da, interesant că ideea o avea încă din anii 60, asta că economia în sine nu-ți spune că trebuie să preferi termenul lung pentru termenul scurt. Asta e o judecată de valoare. În clipa în care tu emiți, în clipa în care tu spui despre om că trebuie să fac ceva ca să-i fie bine, ai părăsit aria praxeologiei, aria economiei și ai intrat deja pe tărâmul prescriptiv. Acum, el face destul de mult referire și asta mi se pare interesant în această scriere despre o etică rațională. Vorbește destul de mult de chestia asta. Spune că ceea ce au creat Aristotel și Platon ar fi fost o încercare de a crea această etică rațională. Aș spune că și el își dă o încercare mai târziu în Etica Libertății. Cu cât succes puteți să
vedeți seria de videoclipuri în care discutăm etica libertății. Și întrebarea, de fapt, nu știu dacă există întrebarea asta, e oarecum așa cum, cum descria el muțenia din partea LSFR, a zice că tot așa e oarecare muțenie, dar care obligă la gândire, dacă există, dacă e posibilă o etică rațională. Fapt că multă lume o încearcă, multă lume încearcă să argumenteze împotriva ei, deși foarte puțină lume argumentează pentru, da? E oarecum similar cu... Auzi, noi o tot căutăm și nu o să fie un răspuns ce zic eu, dar evident depinde de unde pornești și restul pot să fie lucruri raționale, poți să ai înlănțuiri logice, dar depinde pe ce stai. Dacă pleci de la apărarea vieții umane, tot ai făcut o alegere. Da, asta confirmă cumva punctul de vedere relativist. Yes, da, asta nu că ai pornit de acolo. Dacă ai de la proprietate colectivă, nu e la altceva. Da. Ești rațional. E vorba de primul punct, primul pas. Acolo e. Ori el zice, nu, ăla e subiectiv. N-ai nicio treabă cu. Păi sunt înlănțuiri. Păi dă-le dracu de înlănțuiri dacă tu ai ales fundamentul ăla. Da, mie mi se pare că e pe un alt nivel. Adică dacă pleci de la contează viața umană sau nu contează viața umană. Ok, suntem de acord. Și după aia ei zic, păi toate lucrurile sunt ale tuturor și tu zici, bine, dar de unde e derivat chestia asta? Păi când eu, dacă contează viața, contează dacă am cules o portocală să nu mă oblige cineva să o împart sau whatever. Pare mai logic. Nu pare, dacă ar părea. Da. Pentru unii nu. Pentru unii nu pare, da. Ea zice așa, dacă cumva reuși... Pare umană, pare că te ajută, știi, da. Azi în baltă și te ia și mie, da. Dacă cumva reușești să definești acel prim pas într-o metodă lipsită de subiectivism. Dar nu cred că am spus da. Dacă valorii, ai putea, da. Și justificarea, uite, zic că nu reușește, nu prea agreat argumentul meu lumea, dar nu reușește, Rodbart. Adică validarea lui ultimă e una utilitaristă. Societatea Miranda va a putut prospera. Sau să fie va pace. Prospera. Da. Care e cam același. Nu. O să vedem. Va înflori. O să vedem. Ideea e că e foarte interesant că atunci când crezi că ai o definiție legată, lipsită complet de subiectivism, despre acel prim punct, să te asiguri că nu e de fapt un joc semantic sau că ai făcut o greșeală semantică acolo. Nu e un lucru ușor. Vorba aia de la Platon și Aristotel tot încearcă. Ce aș mai vorbi un ultim lucru aici, pune el în opoziție principiul pieții versus principiul hegemoniei și dă niște consecințe. Asta poate fi și justificarea utilitaristă la care se referea Costel adineori. Și spune așa, dacă e pe principiul pieții, opții, ce opții? Libertate individuală. Pe principiul stăpânului, hegemonic, îi spune el, da? Opții coerciție. Pe piață opții un beneficiu general, mutual și maximizarea utilității sociale. Pe partea hegemonică opții exploatarea și beneficiul unui grup în pe spinarea altuia. Pe piață obții armonie, pe hegemonie obții conflict de clase, de caste și război tuturor împotriva tuturor. Pe piață obții pace, pe stat obții război. Pe piață obții puterea omului asupra naturii ca fiind cel mai eficient mod de a produce satisfacție pentru restul oamenilor, pentru ceea ce vor consuma, pentru nevoile consumatorilor. Pe stat obții puterea omului asupra omului și o dislocare, o perturbare a mecanismului de satisfacere a nevoilor. Pe piață obții calculul economic,
Pe stat obții haos calculațional, pe piață obții motivații pentru o producție care să avanseze standardele de viață ale tuturor, pe stat obții distrugerea motivațiilor și consumul de capital de amboulea și scăderea standardelor de viață ale tuturor. Îți vine lumea și spune, cum? Păi, dar o ducem mult mai bine acum, de, da, din cauza pieții. În ciuda statului. Da. Bun. Acestea fiind spuse? Zine tu, da. Mie mi se pare că și Rothbard zice chestia asta și noi o să o mai zicem de 1000 de ori, drept concluzie, că cum am zis mai devreme că trebuie să contează de unde pleci, care sunt alegerile, contează să vrei să fii liber. Dacă nu vrei, o să meargă lucrurile tot așa sau mai rău. Vrea să fie liber acum, na. Ce nu înțelege e că te lovești pe alții, te ajunge și pe tine, cam asta e ideea, știi? Asta e, nu realizează omul. Nu, că vreau să mă bag în ceva care... Bagă-te, n-ai. Când ai spus tot cea de a, cum porni de la o axiomă, știi? Cum pune valorile în ordine. Dacă ai pune viața deasupra libertății, poți să creezi un sistem de etică rațională astfel încât în timpul pandemiei se întâmple ce s-a întâmplat. Față de libertatea să fie deasupra vieții. Dar dacă nu știu dacă, dacă e corect logic, dar hai. Este, de ce nu fie? Atunci când... Așa a început, știi? Când valorizezi libertatea deasupra vieții, deci tu poți să fii liber să-ți riști viața. E inclusiv în discuțiile astea despre tot ai aceeași dilemă, știi? Ea vor să te apere să nu te otrăvești singur, știi? De droguri, da. O discuție asta este. Uite, se pare că e populară. Spune că acel sistem care pune viața deasupra libertății, acum ai zis tu, adineauri, în pandemie a funcționat cu o mare contradicție internă care se petrecea în fiecare spital. Da, dar... Nu, oricum zic, păi și dacă să zicem că nu, să zicem că nu, deci, zicem că se salvau vieți. Hai să zicem. Păi nu, se riscau vieți. Nu. Doctorii, așa. Asistentele, da, care se duceau la spital, da, erau sănătoase, da. 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 Și își riscau viața. Da. Eroi. Salva lumea. Nu contează, își riscau viața. Nu, pe calcul utilităților vieților au salvat. Păi ce pui? Am murit 5 doctori, da? Deci deja zice că trebuie să stea acasă. Păi nu, asta deja nu mai ai, deja nu mai ești în axioma în care pui viața deasupra libertății, ci ești în axioma în care pui conceptul de viață calculat utilitarist. Păi asta era. Păi numai nu, asta îmi pare rău. Asta este atunci când, ce am spus noi în trecut? Atunci când te duci, atunci când te duci în utilitarism, poți să demonstrezi orice. Nu, noi descriam poziția lor. Și poziția lor asta a fost că da, salvezi mai multe vieți. Da, da, când da, tu ziceai, păi moare baba aia. Ok, moare, dar salvezi un milion. Dar dacă ducându-te, mai repet o dată, dacă ducându-te în utilitarism poți să demonstrezi orice, ce valoare mai are demonstrația a ceea ce ai demonstrat? E o formă de argumentare, știi, da. Ce să zic. E o formă. Nu poți să demonstrezi orice un utilitarism. Cum să nu? Trebuie să muți... pe linia de utilitate puneai pensionarea ai care exact. Utilitate, dar nu trebuie să muți utilitatea astfel încât să poți să scoți ce vrei. Ca... Da. Bine, o redefinești. O mergi da, ca la mută... David Freeman, numărul să... persoanelor salvate. Da, și să mută ținta, uite. Se revine la... Aia. Da. Bun. Acestea fiind spuse, pentru Costel Stavarache, Gabi Munteanu, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă aducem aminte din nou, tatu te vrea sclav. Trebuie să vrei să fii liber? Nu trebuie. La revedere!